Încă de la începuturile sale, Alfa Omega TV a avut o preocupare specială față de promovarea alternativei creaționiste atât în școlile din România cât și în societatea civilă românească. În ultimii ani, această preocupare a culminat cu organizarea unor campanii multimedia derulate sub genericul Verdictul Științei – Creație. Campania multimedia de creaționism presupune, de exemplu, difuzarea pe canalul nostru Alfa Omega TV a unor filme, documentare, talk show sau emisiuni de tip creaționist care ajută omul să descopere pe Dumnezeu, inclusiv din perspectiva științei. Postarea, publicarea și promovarea unor articole pe site sau unor clipuri video online sau pe social media, în revista noastră Alfa Omega TV Magazine sau alte materiale. Prin toate aceste canale încercăm să promovăm ideea că știința nu este adversă credinței creștine și că Dumnezeu este Cel care a creat lumea. În mentalul nostru, când spui științific, înseamnă ceva legat de evoluționism, de Darwin, iar când spui creaționism, lucrul acesta are o conotație mistică și chiar am vrut să spunem, da, știința dovedește prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce descoperă și ne expune, faptul că Dumnezeu a creat lumea în întreaga complexitate, cosmos, univers, corp uman, pământ și tot ceea ce este pe pământ. Alfa Omega TV are trei mari scopuri cu campaniile creaționiste. În primul rând, încearcă să-i ajute pe credincioși să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, să înțeleagă faptul că există două surse majore de informație despre Dumnezeu, revelația directă prin Scriptură și, respectiv, realitatea din jurul nostru, din univers. E important pentru credincioși să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu prin complexitatea lucrurilor pe care El le-a creat. Am văzut în mod pur și simplu accidental o emisiune, era o incursiune virtuală în spațiu, difuzat de emisiunea Alfa Omega, dar eram șurpi atunci, și am urmărit pur și simplu din curiozitate, pentru că mi-a plăcut doamna tot ce era legat de știință. Acea incursiune virtuală în spațiu mi-a deschis ochii într-un mod miraculos. Atunci, acasă, ce am simțit în acele clipe a fost un respect extraordinar pentru un Dumnezeu care în măreția sa a ales să îl jertfească pe Iisus Hristos pentru mine. Al doilea obiectiv pe care Alfa Omega TV are este ca creștinii să-și înțeleagă mai bine credința, să o justifice științific. Dacă Dumnezeu e creator și rațional, El nu vine în contradicție cu știința, pentru că știința este încercarea omului de a înțelege realitatea și nu vor exista discrepanțe între Dumnezeu și realitatea creată. E important ca creștinii să poată să explice mai bine lumea creată de Dumnezeu celor care nu cred. Toată viața m-au preocupat relația dintre știință și credință, și toată viața am văzut cum cele două nu se ciocnesc, ci dimpotrivă se completează. Totdeauna știința m-a ajutat în a înțelege mai bine pe Dumnezeu. În al treilea rând, Alfa Omega TV încearcă să stârnească interesul celor care nu cred. Sunt atei sau necredincioși sau credincioși nepracticanți, care prin observarea lucrurilor create de Dumnezeu, prin prezentarea realităților din univers, să devină interesați în a-L cunoaște pe Creator și chiar să-L accepte ca mântuitor personal. Într-o seară am descoperit postul de televiziune Alfa și Omega, din întâmplare, și am auzit pentru prima oară o predică, am auzit cântări, am ascultat pentru prima oară o predică care combătea teoria evoluționistă. În mintea mea s-a declanșat acest sentiment că Dumnezeu există cu adevărat și am început să ascult în continuare predici Alfa și Omega și îmi plăceau foarte mult predicile. Cred că Dumnezeu a folosit postul de televiziune Alfa și Omega pentru transformarea și pentru schimbarea vieții și minții mele. Alfa Omega TV își propune să fie în continuare o voce creștină ce susține existența lui Dumnezeu, Creatorul. Într-o Românie presată oarecum de dimensiunea seculară, care se integrează într-o Europa tot mai materialistă, cred că trebuie să fie și o voce care să spună, da, Dumnezeu a creat lumea. Cred că Dumnezeu lucrează foarte puternic prin acest post. Dumnezeu ajunge cu cuvintele Lui în dormitorul oamenilor și le vorbește chiar acolo, în adâncul inimilor, și cred că Dumnezeu face minuni prin acest post de televiziune. Alfa Omega.